Uite, asta? Hm? Da, e ok. E bine. Băi, Andrei, concentrează-te că imaginea firmei nu o fac pentru mine. Da, știi ce m-am gândit? Fii atent. Hmm? Eu, tolănită pe o canapea, fără nicio grijă, și în spatele meu, mărețul cartier de vile, sigur și elegant. Că trebuie să inspirăm siguranță și senzualitate. Bine că noi inspirăm siguranță și încredere ca poliția română. Da. Și mă mai gândeam la asta. Ce zici? E senzual, aici trebuie. Da. Vrei să vezi cum îmi vine? Nu, nu e nevoie. Hai că trebuie să vezi cum pică pe canapeaua aia. Dacă vrei să te schimbi, mergi rău frumos la baie. Hai, măi, Andrei, măi, te-ai făcut și glumeț în ultima vreme. Cum să mă duc la baie să mă schimb? Ce, nu m-ai mai văzut dezbrăcată? Ce faci, hey! Tu ce cauți aici? Nu, nu, tu ce cauți aici? Făcea probe. Probe? Probe pentru ce? Nu-i nimic, nu-i nimic. E imaginea firmei și făcea probe pentru o ținută, pentru o ședință foto. Andrei, te rog frumos, mi se face rău. Ce anume se întâmplă aici? Yes, dacă vreți. A, da, nu, stai liniștită, e absolut... Ea ieșea oricum. Ideea e că, da, făcea probe pentru ședința asta foto. Știu că e o mega prostie, dar nu ai de ce să te îngrijorezi. Poți să explic. Dacă vreți, fug. Poți să și fug. Tu ieși odată afară din biroul soțului meu. Imediat. O picat. Haide, Lili. Intră greu. Te rog. Ieși afară. Vă pup. Ce căuta ea aici? Mai nou e directoare de marketing și comunicare la firma. S-a plâns la tatăl la Paris și tata m-a rugat să o duc aici. Atât. Să o duci în chiloți. Iona, tu ești o femeie deșteaptă. Știi și tu ce hram poartă moldoveanca asta? Moldoveanca asta cum nata ta. Dacă voiam să fiu cu ea, nu eram în secunda asta în birou. Mergeam undeva la hotel, închiriam un apartament de lux sau mai știu eu, dacă mă interesa. Dar nu mă interesează, asta ți explic. Și atunci, Andrei, de ce nu mi-ai spus că ea lucrează cu tine aici, că e aici în fiecare zi? De ce? Dar nu înțeleg care e problema dacă mă văd cu ea în fiecare zi. Tu nu te vede cu Robert la spital în fiecare zi și lucrai cu el? Hai să ne oprim, că altfel înnebunim dacă continuăm așa. Andrei, tu m-ai chemat aici să luăm prânzul. Tu mi-ai trimis flori și eu vin și te găsesc cu asta în chiloți. Îmi pare rău să-ți spun, dar nu eu te-am invitat la prânz și nu eu ți-am trimis flori.